Potrivit polițiștilor, o femeie de 55 de ani din municipiul Zaleu, în timp ce conducea autoturismul pe direcția Aghireș-Zaleu, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă la stânga a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă, a pătruns în curtea unei spălătorii, după care a intrat în coliziune cu un autoturism oprit regulamentar în care se afla un șofer de 38 de ani. Mașina celui din urmă a fost proiectată într-un chioș în care se aflau două persoane, de 32 respectiv 34 de ani. În urma impactului, cele două persoane din chioșc au suferit răni ușoare, iar șoferul de 38 de ani a rămas încarcerat, fiind nevoie de intervenția echipajelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaj pentru a-l scoate din fiarele contorsionate. Bărbatul a făcut stop cardiorespirator la scurt timp după ce a fost preluat de echipajul smurd de terapie intensivă mobilă și, în ciuda manevrelor de resuscitare, nu a putut fi salvat. Conducătoarea auto a fost testată cu alcool -testul, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.